nu doar amețeală, pot fi dureri de cap, da, pierdere parțială a vederii, da, dureri în articulația umărului, în cot, în falange, amorțieri inclusiv, da? Pot fi distonie vegetativă, panică, da, om intră în panică, da? Asta, da. La fel și auzul se afectează dacă circulația, tensiunea arterială se ridică dacă circulația este afectată. Noi depindem de circulație de sânge, dacă circulația bine își face efectul, pompa inima și creierul e calculatorul nostru principal, că el dirijează, da, tot, da? Da, și inima mă doar chiar. Corect. Și dacă undeva este o problemă de circulație, se încep problemele. Mm-hmm. Și atunci omul încearcă să trateze organul, mm-hmm, precum căldoare. Dar organul cel are un deficit de circulație, să trece sânge de oxigen. Ok. Așa, i-am dat brațul. Acum sus. Așa? Sus cum? Da, la verificare. Am verificat, era durere aici, și corect? E că acum controlăm. După ce am aranjat, o pornit și sânge, și sânge și face efect. Și controlăm. Este durere? Nu. Asta e. Asta e? În picioare.